Stimați colegi, într-adevăr se spune că exercițiul bugetar este unul foarte responsabil, probabil cel mai responsabil în practica parlamentară, dar și guvernamentală. Însă, în loc să tot acest exercițiu și proces să demonstreze responsabilitate, s-a demonstrat mai mult o atitudine ușuratică față de buget și, în consecință, față de cetățeni. S-a vorbit despre formă și conținut, am să încerc și eu să mă țin de acest lucru. Forma, da? procesul, ce am primit în loc. Bugetul este pentru prima dată aprobat cu, o cu așa o întârziere, în aproape 20 de ani. De fapt, nu există buget real, fiindcă cifrele prezentate de deputaților se bazează pe politice bugetare fiscale pe care deputații nu le-au acceptat anterior. Deci, iarăși, este invers totul făcut. De asemenea, deși cu întârziere împins în Parlament cât mai repede, în comisie, în câteva zile. Politica bugetar fiscală neaprobată, discutată, dezbătută înaintea aprobării bugetului așa cum ar trebui de fapt să fie. Și cel mai important este că este un buget aprobat pe prognoze economice relative, o perioadă a mai rămas încă 6-5 luni de zile, probabil că este o superficialitate ceea ce se întâmplă astăzi, că în câteva luni va trebui să fie modificat. Este asta oare un proces responsabil de elaborarea bugetului? Nu cred. Asta nu vă spărați, dar mai degrabă înseamnă trolling. Cu forma nu ne-am clarificat. Haideți să vedem care este conținutul. Cel puțin aici ne-am clarificat cu una. Se vorbește una la televiziuni și se face alta. Se vorbește despre relansarea triumfatoare a economiei, în realitate, despre creșterea veniturilor și creșterea impozitelor un buget auster, un deficit în creștere cu circa 50%. Venituri din finanțări externe ratate. Apropo, este o creștere la granturi doar din conturi disburselor proiectelor europene pentru anul 2015 din trecut. Apropo, se vorbește foarte des la televiziune despre creșterea veniturilor și încasărilor. Noi vom lauda și vom sprijini foarte mult fiecare dată când acest lucru se va face și va, va fi unul simțitor. Se vorbește că la televizor se spune că cresc veniturile încasările cu 30%, în proiect vedem că de fapt sunt cu 11% în cazul VAMI ceea ce demonstrează că și în vamă și în altele a fost corupție, dar continuă să fie și mai departe. Un buget care nu prevede majorări de salarii, plăți sociale, dar în schimb ieri s-a majorat de 2 între 5 ori unitatea convențională, adică amenzile. Da, înțeleg. Veți spune că este criză, este greu, nu sunt bani. Așa este, înțelegem și noi. Nici bugetul dumneavoastră nu este un răspuns la criză, nu este un buget anticriză. Nu conține nici măsuri de stimulare a sectorului real, nici anumite plăți sociale de criză pentru cetățeni. De unde bani? Este veșnica întrebare. Într-adevăr, se face mult și populism pe asta. Dar, da, trebuie discutată disciplina fiscală, încasările. Vom lăuda de fiecare dată când acest lucru se va face. Însă, cel mai important, trebuie să căutăm, inclusiv și în economia tenebră. Apropo, căutăm de multe ori acoperirea acestor deficituri din finanțări externe. Este clar, Moldova are nevoie de aceste finanțări. Dar în același timp am văzut analize de experți ale organizațiilor internaționale care demonstrează și în gestionarea întreprinderilor de stat sunt foarte multe probleme. Dacă s-ar căuta bine acolo, poate s-ar găsi măcar un miliard de lei care ar putea să acopere acest deficit. Acești bani pot acoperi o majoritate de două de transferul de la bugetul de stat către bugetul de asigurări sociale, câteva fonduri ecologice, un fond rutier, granturi pentru antreprenori. Nu mai vorbiți de contradicția noastră veșnică, țară săracă, dar prin care se spală zeci de miliarde de dolari. În concluzie, se demonstrează metodic, zi de zi, că se guvernează în totală disonanță cognitivă. La televiziuni se spune despre mari victorii economice, în realitate este un buget mediocru. Apropo, acum două luni de zile, se spunea că undeva pe luna iunie se va veni cu o politică bugetar-fiscală revoluționară, nouă, inovatoare, care va pune baza unor creșteri viitoare. În realitate, nu vedem această inovație promisă. Înțelegem că ați ales stabilitatea. Dragi colegi, cu o economie sărăcită, oameni care pleacă zilnic, investitori care fug de Moldova, cu o justiție și instituții controlate, Moldova nu are nevoie de stabilitate. Stabilitatea, apropo, că acolo unde pleacă în ultimul drum oamenii, dar are nevoie de evoluții și revoluții, și în economie, și în plan social, și în politică fiscală. Când acest lucru va fi conștientizat, eu sunt sigur că va susține tot Parlamentul o astfel de politică bugetară fiscală sau buget. Însă, luând în considerație calitatea exercițiului și conținutul bugetului, noi nu vom vota acest buget. Mersi mult!